Prezent la Liceul Pedagogic Spiru Hared, la festivitatea de deschidere a anului școlar, Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, a ținut să adreseze publicului numeros format din elevi, părinți și cadre didactice îndemnul de a obișnui copiii să citească. Într-un studiu internațional de profil, țara noastră este situată pe un loc rușinos. În Uniunea Europeană a fost făcut un studiu din care rezultă că România este, dacă nu ultima, una dintre ultimele țări pe lista celor în care oamenii citesc carte. Este adevărat că, pe de-o parte, la această tristă concluzie se ajunge și din cauza posibilităților pe care copilul sau tânărul sau adultul le are să se informeze și altfel. Este adevărat că românii cumpără mai puține cărți decât alții pentru că veniturile lor sunt extrem de mici, dar tot atât de adevărat este că peste 11 milioane de adrese de internet le aparțin și în comparație cu alții care își fac biblioteci la comandă pentru a mobila intelectual locuințele, majoritatea apartamentelor de bloc de la noi posedă mici biblioteci moștenite. Multe dintre cărți sunt vechi și zdrențuite. Asta dovedește că au fost citite de mai multe generații de copii și că nu au avut doar rolul de a înfrumuseța camera. Chiar cu tot internetul și cu toată deschiderea enormă pe care copiii o au astăzi, că ei vă pot învăța pe dumneavoastră cum se accesează, cum se umblă la un telefon mobil sau ei își învață bunicii cum să apese pe telecomanda de la televizor. Cu toate acestea, cartea nu există pe rafturile lor, nici pe noptiera lor, nici pe masa lor de lucru și cea care există în bibliotecile școlii este destul de puțin accesibilă datorită numărului enorm de mare de copii. Avem nevoie ca ei acum, la această vârstă, la 7 ani, la 8 ani, la 9 ani, la 10 ani, să se întoarcă la cărțile pe care noi le-am avut de la părinții noștri în copilărie. Principele Radu al României pledează pentru îndreptarea copiilor către lectură, de la povești până la cărțile scrise special pentru vârsta lor. Ei nu vor fi niciodată oamenii întreji dacă nu vor avea pe rafturile bibliotecii și pe cele ale sufletelor lor cărțile copilăriei. Degeaba au cărți mai complicate pentru vârsta lor la 20-25 de ani. Dacă această pagină între 7 și 15 ani rămâne goală, nescrisă, ei nu vor fi oameni împliniți. Pentru a exemplifica spusele Alteței Sale Regale, copiii de la Pedagogic au citit pe rând fragmente din Iliada de Homer spre încântarea întregii asistențe.